Campania Locul Deșeurilor Nu Este Acasă continuă la Sinaia cu un centru pentru colectarea deurilor, echipamente electrice, electronice și electrocasnice de la gospodăriile particulare. Proiectul este realizat de RORECH în parteneriat cu Primăria Sinaia. Aici vor fi colectate aparate de uz casnic de dimensiuni mici și mari, echipamente informatice și de telecomunicații, echipamente de larg consum, unele electrice și electronice, dar și baterii sau acumulatori. De anul viitor, în clădirea din spatele meu va funcționa un centru de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice, iar sineienii vor avea ce să facă de acum cu aparatura defectă sau pur și simplu uzată. Până la darea în folosință a centrului de colectare, RORECH va ridica de la domiciliu deșeurile electrice, electronice și electrocasnice voluminoase o dată pe săptămână. Tot ceea ce trebuie să facă oamenii este să sune la 0734 565 444, iar mașina va veni și va ridica gratuit deurile. Centrul de colectare de la Sinaia se află pe calea Prahovei, în apropierea podului spre cartierul Cumpătu.